Dragoste la prima vedere. Da, dacă eu te-am urmărit la televizor, da? Am văzut prima și a doua ediție cu tine. Și mi-a plăcut foarte mult. Și în momentul în care eu m-am pus lângă tine, eu am simțit ceva. Și nu cu toată lumea se întâmplă chestia asta. Adică nu poți să ai feeling-ul ăsta față de toată lumea. Nu neapărat ca aspect fizic, tu ca și uite că îți dai capul. Ce zici? Îți dai capul, dar simt eu așa ceva în sufletul meu. Ce vrei să-ți fac? Mai cucerit. Mai ești că nu vorbesc. Uite că vorbesc și spun. Da, începi să vorbești. Păi eu ce ți-am spus că te acum schimbi? Spun. Păi nu, dar îți spun. Am avut... Păi vezi tu, nu, Bianca? Nu, dar acum îți știu sentimentele Ascultă-mă. Tale. Ascultă-mă. Acum îți știu sentimentele Ascultă-mă. Tale față de mine. Îmi dai dreptate sau nu? Nu, nu-ți dau dreptate. Dacă tu veneai în casă și la o săptămână începeai să vorbești cu mine, nu ești mai vocală cum ești acum... Dar tu te-ai grăbit, ai zis că vrei să mai lua de mână, că ai vrut mă, să... Mă, eu sunt... Da, eram timidă, da. Da, dar... La început eram timidă, dar nu normal. Trebuia să înceapă altfel totul. Uite, vorbim, tu trebuia să... Mă, dar tu cred că nu înțelegi terminul de a fi îndrăgostit. Serios acum? Hai să spun o întrebare. Mi-am amintit ceva acum foarte important. Când a venit vorba de Roxana... Da. Că te place sau ceva de genul, păi este așa. Te-a întrebat Andreea, ți-ai dat seama că te place? Și ai zis, da, mi-am dat seama. Da. Că de fiecare dată când vorbesc cu ea, întoarce capul într-o parte. Chiar nu sunt supărată, doar că e normal să mă gândesc ce se întâmplă, nu? Clar. Doar că el mi-a spus că sunt prieteni și atât. Și asta e normal că am încredere în el. Acum vom vedea. Dacă e așa sau nu. Dar eu zic că așa e. Că sunt mai mult decât prieteni? Cum? Că sunt mai mult decât prieteni? Nu, că sunt prieteni și atât. Ești mai idealist așa. Ia și mai cred că de aici se pot lega anumite relații, păi da, care lega. Să arate ca o relație. Nu știu dacă a la lung, dar să arate și în afară de aici, încolo când se va pleca. Dar la ce se întâmplă aici, mă crezi că nu mai cred asta ușor, ușor? Nu cred că de aici va pleca vreun cuplu. Și mie mi se pare foarte greu și prea ne certăm continuu, prea unde... Nu, dar eu văd ce se întâmplă, nu. Eu unul așa încep să trec, că acasă nu vor ajunge decât cupluri de o săptămână. Pentru că acasă când se va pune piciorul în prag, vii la mine, vin la tine, facem aia... Oricum afară e total diferit față de ce e aici, alege praful. Vreau cu Alone că mi-ai amețit fata. Ba nu. Vreau cu aici că ai amețit fata. De cine? Ba nu. Glumim, mă, stai mai aici. Stai mai aici lângă ea, golan, rece care ești, golan, du-te tu rece. Du-te și aranjează-te să fii frumos. Ce de minore, uite față la Alone. Da, chiar trebuie să stai aici, trebuie să te faci frumos, să fii frumos. Luminează fata, bă, n-o mai lăsați. Luminează fata. Du-te. Vrem și noi. Ce-ai? Ești bucuros? Da. Stai că mă duc să mă plimb. Păi da. Da ce? Ce? Stai că mă duc să mă plimb. Că da ce am zis ceva? Păi de ce m-ai întrebat că ești bucuros? Așa. Păi eram curioasă cum te simți. Păi, uite și ăsta m-a întrebat Adrian. Că îți place de Bianca? Zic nu, de ce? Oricum, că am crezut că într-un... Vezi că doar prieteni. Păi am crezut că întruntește vreo bombă, bine, știi? Bine, fii cu minte, pa! Hai, pa! Bianca, lasă-mă! Stai! Stai că nu mai ești... Hai, arată-mi tu cum!
M-am descurcat bine pentru prima dată? Da, ești ok. Sunt ok? Te bucur că am ieșit? Da. Te bucur mult sau? Foarte mult. Fii sincer, ce dorești mai mult? O cină sau ieșirea? Aici, îmi place mai mult. Mă bucur. Că te-am împins și ai căzut? Și eu te-am trecut. Da, da, eu ți-am pus gheață pe față. Seni gidip kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püskül belam yakalarsam. Asta se fac eliminări. Încă nebunesc aici, nu mai pot, psihic. Eu vreau să plec. Vreun cuplu nou? Cum este aici, în casa, puterea dragostei? Îmi doresc să plec acasă. Pe cine mai vezi fals? Pe Virela, pentru că și-a făcut o relație ca să rămână în continuare în concurs. Face lucruri foarte murdare și mie chestiile astea nu îmi convin. Tu ești aici să cauți sponsori. Dar chiar vrei să strici orice discuție? Nu mai te suport! Dacă mă continui să mă denigrezi, promit solemn că te voi da în judecată. Deci asta am avut impresia și am zis, nu te juca cu mine, ea știe, pentru că am simțit-o că se joacă. Simte cineva de aici că a încălcat regulamentul în această săptămână? Eu am o decizie. Există posibilitatea să ne luăm la revedere de la două persoane astăzi. Primești un cartonaș galben. Cine va câștiga acești bănuți? Urmează voturile din grădină. Cred că nu mai are ce căuta în această competiție și dorește să plece și îi fac un bine. Pentru că nu sunt vreo falsă. Pentru că vrea acasă. Chiar vrea. Ce avem noi aici?